Ministerul Educației a publicat lista proiectelor selectate pentru achiziția de microbuze electrice școlare, iar proiectul depus de Consiliul Județean Hunedoara în calitate de lider de proiect, intitulat Transport Verde, microbuze electrice pentru elevi în județul Hunedoara, se numără printre cele admise la finanțare. Proiectul, în valoare totală de 30 de milioane de lei, va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prevede, în prima fază, achiziționarea de microbuze electrice ce vor fi utilizate pentru naveta elevilor din 23 de localități din mediul rural. În viitor, urmând să fie achiziționate astfel de microbuze și pentru alte localități din județ. Stimați colegi, solicitările au fost de 123 de microbuze. Indiferent cum ne dăm peste cap, nu le puteam să le asigurăm. Dar vă asigur pe dumneavoastră și asigur și primarii că vom primi și restul de microbuze, dar în etape după cum ne vin banii. Acum ne-au venit bani pentru 23 de microbuze. Comisia care a fost numită pentru a stabili criteriile în care au fost selectate fiecare, îi felicit pentru modul cum au lucrat și efectiv au lucrat așa de corect încât nu avem nicio contestație. Așa trebuie să lucrăm. Dacă erau din 23, 20 PSD și 3 PNL, puteați să mă criticați. Dar din păcate 10 PSD sau din fericire, 10 PSD, 13 PNL. Asta înseamnă că n-am ținut cont de culoarea politică, ci într-adevăr de criteriile pe care au fost făcute și fiecare poate să-și vadă ce criterii a avut. O să mă întrebați sau o să ne întrebe cineva de ce n-au primit primăriile de municipii și orașe. Și ei o să primească, dar criteriile făcute pentru prima selecție care a fost, fost de așa natură încât să fie avantajate și mi se pare foarte corect comunele. Fiindcă în orașe și municipii, transportul în comun este organizat bine. În comune, nu pot că nu au ei posibilitatea să facă transportul în comun, și transportul de care noi odinioară vorbeam în hotărârile noastre se face de multe ori cu lucruri nu prea bune. Cei care câștigă traseele prin licitație ba nu se țin de program, ba renunță la traseu și numai ce îi face, că renunță și nu ceva. Sigur că nu mai vine la următoarea licitație altceva. Dar ne creează greutăți și atunci cred că și legiuitorul s-a gândit că pentru comune să-i ajutăm la început și, pe urmă, vor veni și municipiile și orașele și, bun înțeles, și celelalte comune. În funcție de banii care ne vin pe acest proiect, cumpărăm microbuzele ca atare. Proiectul Consiliului Județean Hunedoara vine în sprijinul elevilor care fac naveta la școală și care vor avea condiții de transport mult îmbunătățite. În plus, în județ se creează astfel o rețea de transport verde, dotată la standarde înalte, inclusiv cu stații de încărcare. Dovadă că județul Hunedoara se aliniază cu succes directivelor europene privind reducerea poluării.